În urmă cu ceva timp, Veronica Stegaru și Viorel anunțau o nouă despărțire. Asta după ce tânăra revenise la vechile metehne, reîncepând să comunice cu alți bărbați. Însă, separarea nu a durat prea mult, anunțându-se o nouă sarcină, iar apoi urmând împăcarea. Însă, zilele senine nu au durat prea mult, iar imediat după ce Veronica a născut o nouă ceartă s-a evit între ea și partenerul ei. În urmă cu o săptămână, Veronica aducea pe lume cel de-al treilea copil și tot atunci era părăsită și abandonată de Viorel Stegaru Astfel, tânăra a rămas pe drumuri, în brațe cu un bebeluș. Cum nici la părinții ei nu se putea întoarce, aceasta a ajuns într-un centru pentru ocrotirea mamei și copilului. Proaspăta mămică a traversat momente grele, însă fanii săi nu au lăsat-o de izbeliște. Cei cu inima mare s-au mobilizat și au ajutat-o pe Veronica Stegaru. I-au donat haine și nu numai. Veronica a fost impresionată de sprijinul pe care l-a primit din partea oamenilor și le-a mulțumit tuturor pentru susținere. Familiară cu rețelele sociale, Veronica a intrat pe TikTok, acolo unde și-a arătat recunoștința în fața celor care au ajutat-o.